După conflictul iscat pe seama scrisorii primite de Liviu, bunica și mama acestuia au avut o discuție telefonică. Fii atentă ce spun eu ție. Te îndepărtezi de Liviu, nu-l mai bagi în seamă, pentru jignirile care ți le-a făcut, ți-a dat telefoane din străinătate lui Johnny, toată lumea dezamăgită de caracterul lui. Tu te îndepărtezi, nu mai discuta cu el, nu-l mai aproba la nimica, stai în colțul tău acolo și nu mai te lăsa periată, nu te mai lăsa giugiulită și să fii liniștită și... Dar vreau să spun, mămică, că nici el, ăsta nu este caracterul lui, eu nu știu ce l-a făcut, ce-l face pe Liviu să fie... Nu știu ce de se... Nu știu, deci chiar nu este și asta mă surprinde și pe mine foarte, foarte mult, că nu știu de ce face Liviu așa. Te-a jignit pe tine că ești incultă. Nu ești incultă, că ai făcut o școală profesională, ai terminat liceul, muncești de 29 de ani, 30 de ani, deci nu ești... Mămică, a spus la supărare pentru că a fost... La toată țara, toată Craiova și străinătatea. Știu. Așa. Am bănuit că... Dar asta e, imaginea acum iară i s-a pătat, să zic așa, dar el a fost alimentat așa de Bogdana, că Bogdana a fost prima care s-a supărat. Se trebuie să aplaneze lucrurile, stai puțin să vorbim exact. Cu Bogdana. Să vorbim așa, nu să ia el foc, să dea cu pumnii prin garduri și prin toate ăștia. L-a tras pe Liviu de mână și a zis, hai mă și las, hai Liviu și las-o, adică ca și când ai fi un gunoi. Bogdana a fost foarte afectată de faptul că tu ai spus acolo că a fost secretoasă și de aici ea... Ea a fost secretoasă, că de pisici până n-am tras-o de limbă, n-a. Asta a fost. Până nu... Nu știa nici a foarte multe, de ce a aflat... Nu știa, dar nu trebuia să vină să alimenteze, să îi bage în cap Liviu. Și ieri i-am spus lui Bogdana că se supără foarte, foarte repede și asta nu este bine. Să-l ia pe ăla de mână să stea de vorbă cu el, nu el să ia el, să ia foc. Dar de ce nu s-a dus să se dea cu capul de păreți în curtea aia acolo? El așa o să procedeze. Cum încolo, dacă Bogdana vine și îi spune, uite, nu știu ce, să uită la mine și ăla ce să facă, să se aducă cu pumnii pe lume? Cred că da, așa va fi, dar nu am ce să le fac. I-am zis să nu se mai aprindă așa și să nu mai aplece urechea atât de repede la Bogdana, uite, de la scrisoarea aia a pornit păi, totul. Dar cum, ia, vede, lumea scrie în casă, vorbește în casă. Știu, deci chiar te rog și pe tine și pe Johnny, nu mai scrieți nimic. Păi și noi ce facem? Noi vă lăsăm, te las pe tine, eu, că de el chiar nici nu mă mai interesează de Liviu. Cât sacrificiu am făcut eu pentru el și să te denigreze. A greșit, i-am spus, ai greșit foarte, foarte mult. Foarte mult. Cere scuze, păi scuzele pentru mine nu mai contează acum, că deja toată lumea mă întâlnește și zice, vai, ce-a făcut, vai, ce nu știu ce. Până la finalul acestei competiții, sper să-și revină, pentru că Liviu nu este ce... Nu era ce, că face el o țâră furie, o țâră pe moment, dar ca să dea cu pumnii, să spargă, să facă, pentru cine ce? De ce să facă? Adică ce vrea să-i arăte ei? Că el omoară omul dacă îi zice vreun cuvânt nepus la locul lui? Nu, să știi că foarte mult contează femeia de lângă tine. Adică să știe să aplaneze, să știe... Nu trebuia ea să facă acest caz dintr-un nimic. Discuțiile ăștia, de ce le caută? Are ea ceva și nu ne spune? Nu are. Pe ea a deranjat-o. Pe ea a deranjat-o asta că ai spus tu că ea e secretoasă în momentul în care ea v-a spus vouă tot. Pe mine nu m-a deranjat când am văzut după ce a plecat ea în emisiune ce a fost. Eu nu am ce să spun, mămică. Liviu va decide viața lui. Dar nici noi nu ne băgăm. Eu nu mă bag deloc. Poate să o ia să se ducă chiar să rămână din emisiune, să rămână acolo să-și caute chirie. Da. Da, oricum nu ne băgăm, e treaba lor și... Dar nu mă bag, da. Eu nu-ți dădei telefon să mă bag ca să o lase să facă sau știu ce. Nu, că pe mine m-a deranjat că te-a făcut incultă. Exact. Și știu. Nu e prima dată când te jignește. Știu. Nu e prima dată. Nu știu păi de ce... Păi tu ai ajuns râsul lumii, Craiova toată să-și dea cu coatele care te-a știut cum e și ce ai fost. O să-i spun, o să stau de vorbă cu el, mămică, și o să-i spun și sper să fie chiar pentru ultima dată, să nu-și mai iese așa zis, din... A, și mama e bătrână, nu? Adică cum? Și pe mine mă desconsideră că sunt bătrână și nu știu? Da.
Păi eu am spus la toată lumea că tu ai 73 de ani, dacă arăți mult mai tânără și cu gândirea destul de bună, eu am spus la toată lumea de aici din casă. Eu nu m-am băgat să-i despart, nici ei în casă cât a fost acin, nu m-am băgat să o despart de el. Să nu-l mai aud pe Liviu că vorbește la adresa mea, să spună că e bătrână și n-are cap și nu o duce mintea și nu știu ce, că îți dau cuvântul meu de onoare că eu mă sui în tren și vin în emisiune și o să fac circ cu el acolo. Deși bunica lui Liviu s-a arătat supărată din cauza atitudinii lui și a Bogdanei, sufletul de mamă i-a luat apărare. Spun a 1100 oară, Liviu nu este așa. Nu știu de unde are aceste ieșiri. Sper și sunt sigură că Liviu poate. Vreau să se schimbe în bine și el și Bogdana. Ieri de după amiază am luat-o pe Bogdana și i-am spus: Bogdana, eu vreau să uiți tot trecutul tău, copilăria ta care ai avut-o, așa zbuciumată cum a fost. Vreau să, din momentul ăsta a intrat în familia noastră. Liviu nu a fost niciodată bătut, nu a fost torturat, nu a fost... Deci tu vreau să vii în familia noastră ca și pe mine și pe soțul meu să ne consider părinții tăi. Simțiți că Liviu este influențat negativ de Bogdana? Că este schimbat din cauza ei? Cred că da. Vă este greu să spuneți lucrul ăsta? Pot să mă abțin. Vreau să mă abțin, că nu vreau să dau iară. Deci, eu una m-am săturat. De-aia spun că fără astea aș putea să vorbesc multe, dar nu vreau să mai fie nimic. Îi las pe ei doi să se vadă și să se iubească, așa cum spun că se iubesc. Îi las, nu vreau să mă bag. Vă înțeleg. Dumneavoastră simțiți teamă? Din cauza asta nu vreți să dezbateți subiectul mai mult? Vă este frică de Liviu sau de Bogdana? Sau ce se întâmplă? Nu este teamă de... că pot din nou să... izbucnească aceleași discuții și nu mai vreau. Vreau să fiu eu, vreau să zâmbesc și nu mai vreau să plâng și nu mai vreau. Vreau să fiu eu care am fost. Dacă n-ar fi asta, mă înțelegi. Aș vorbi multe, dar mă abțin. Dacă aș fi decât eu cu Liviu, ar fi altceva și fără camere, fără microfoane, fără nimic. Aș vorbi multe. E mama dumneavoastră. Da. Te-a crescut mamaie? Cum îi spui tu, mamaie? Da, m-a crescut. Te-a crescut? Mamaie, da. Bunica, cum îi spui? Mamaie, l-a crescut de la un an. De la un an. Și eu înțeleg supărările. Da. Normal că au văzut de afară scenele astea, normal că nu le convine cum a reieșit situația. Și, într-adevăr, am vorbit cu mama și normal că nu cade bine. Deci eu înțeleg, nu sunt supărat, nu am nicio treabă, oricum o să le treacă. Nu e o problemă. Acum n-am înțeles finalul cu testimonialul. Ce vrei să-mi spui dacă ai fi tu cu mine? Nu, fără... Adică în legătură cu ce? În primul rând... Asta nu înțeleg. Da. Iar e interpretabil, mami. Nu, asta? E Liviu. Stai puțin. Interpretabil, mami. Doamna Lucica, Liviu. Ce aveți? Orice discuție de genul ăsta, care este o discuție grea în orice familie, se face cu un ton jos. Da. Fără nervi. Dar nu am niciun nerv. Trebuie să aveți această discuție. Pentru că, doamna Lucica, ei doi sunt pe cale să facă un pas important. Ei spun că se iubesc foarte mult, Liviu vorbește de căsătorie, Bogdana la fel. Sunt pe cale să facă un pas important.
nu puteți să-i lăsați să facă un pas important fără să spuneți cu sinceritate ce aveți pe suflet. Bogdana, trebuie să-ți asumi și tu că ai spus sau poate ai făcut niște lucruri care au supărat familia lui Liviu. De asta, cu tonul jos, aș vrea să purtăm această discuție. Da. Asta vreau să-i spun eu lui Liviu, adică să se... nu era ceva mai mult decât vă spun acum, adică vreau să-i spun Liviu să te gândești foarte bine. Ei au spus că se gândește și na, că se iubesc. Da. Asta am vrut eu să-i spun lui Liviu. Ție ți-e frică că... Nu, atunci m-am supărat pe reacțiile lor. Am fost și eu foarte supărată. Era normal. Exact. E normal să fie și bunica supărată și tata supărată. Exact, pentru că bunica l-a crescut, bunica l-a crescut și pe Liviu și pe nepot. Tu erai supărată, gen... că ea fiind o fire vulcanică, eu la fel, ne alimentăm unul pe altul și da, iese prăpăd din calea noastră când ne enervăm. Da, asta nu e așa? Da. Păi are dreptate, dar asta am vrut să spună acum, ca să nu lase materialul ăla, că e ușor interpretabil. Exact. Mama îți spune exact ce ți-a spus și tata în scrisoare. Da. Să te gândești foarte bine. Am primit o scrisoare și chestia cu prietenii sunt rezervați, aș vrea să o lămuresc, pentru că am primit aseară două scrisori pentru care m-am bucurat enorm de mult, de la cea mai bună prietena mea, ca sora mea, Denisa, și de la doi prieteni cei mai buni ai mei, Dumi și Ionuț, și pe lângă încurajările cu Casa de Piatră, am cunoscut-o pe Bogdana, este o fată cu bun simț, te iubește, respectoasă, ne place de ea la toți. Toți mi-au spus, într-un anume fel, să mă gândesc bine, pentru că ăsta e un pas pe care trebuie să-l facem o singură dată în viață. Asta vreau și să nu mă grăbesc dacă nu vreau neapărat să-l fac în emisiune, că pot să-l fac și după aia afară. Da. Pentru mine, cum să spun, eu știu chestia dintre mine și Bogdana, în casă se înțelege altfel, e o intensitate mult mai mare. 4 luni în casa mireasa, e ca și cum poate ar fi un an afară raportat. E timpul foarte compactat și totul e dus la extrem și sentimentele la fel. Adică noi ne iubim din suflet, suntem unul lângă altul, avem și părțile noastre pe care trebuie să le controlăm, mai ales comportamental vorbind, pentru că deranjăm în jurul nostru. Îmi cer scuze și în fața mamei încă o dată și în fața bunicii mele și în fața tuturor cei care s-au simțit lezați, mai ales din familia mea. Dar aia a fost situația, așa am perceput-o noi, ne-am alarmat, nu din cauza Bogdanei m-am enervat eu, și pe mine m-a deranjat personal scrisoarea aia, deci nu m-a alimentat ea cu nervi, pur și simplu și pe mine m-a deranjat chestia aia. Dar de ce să te deranjeze? Nu mi-a plăcut, nu mi-a căzut întrebări. De ce scrie familia mea așa? Pentru că oamenii care mă cunosc cel mai bine. Cine sunt oamenii care te cunosc cel prietenii. Mai bine? Eu cred că familia. Familia, prima dată. Familia Liviu. Ești copil. Exact. Asta nu o să-ți placă, dar ești copil și ești naiv. Întotdeauna mama, tata și oamenii care te-au crescut de când ai făcut ochi pe lumea asta. Da, ei mă știu într-un fel. Poate în anturajele mele și în lumea de afară, din afara familiei mele, eu sunt altcumva, în alt mod. Oricum ai da, oricum ai spune, și familia și prietenii ți-au spus același lucru. Da. Da, dar asta vreau să spun, adică chiar a fost o chestie interpretabilă, pentru că eu știam de fapt că nu e nicio problemă cu Bogdana, s-au înțeles toți bine cu ea, au apreciat-o și ea la fel pe ei. Pur și simplu a fost o scrisoare care lăsa de interpretat și acolo m-a deranjat, că mai erau niște controverse în plus, când la noi totul e bine, noi ne simțim bine, ne iubim, totul e frumos între noi, uite, apare o scrisoare și strică starea așa, per total, per general. Și de asta m-am enervat, mama, na, cum a fost situația atunci? Nu am reacționat ok, nici eu, nici Bogdana, de asta sunt convins, ferm convins, dar noi suntem bine în momentul de față. Dar știi, Bogdana, că rolul tău în această căsătorie care o să fie cu un băiat ca Liviu, dacă nu este băiat vulcanic, dacă nu va fi ca tu să stingi vulcanul ăla, nu o să fie foarte bine între voi. Asta am zis și eu, că contează foarte mult. Ascultați. Am și eu de lucrat la asta, pentru că am anumite răni nevindecate din trecut, pe care trebuie să învăț să le gestionez în prezent, pentru că mi-afectează momentul prezent. Tu, de când ai venit în emisiune, eu am mai remarcat la tine niște reacții care mi s-au părut deplasate. Da. Amintește scena aia când ai spus, nu știu, cui a zis? Bianca. Da. Bianca, că să-ți dau un pumn sau ceva. Adică primul tău gând, primul tău impuls este să ataci, ca și tu i-ai spus viitoarei tale soacre, erați acolo la petrecere, noaptea petrecerii pe terasă, și tu i-ai spus că aia că păreți așa victimă,
Măi, Bogdana, eu n-aș îndrăzni niciodată să spun așa cuiva unui om apropiat. Nu cred că o jignire și doamna Lucica știe asta. Eu am nu cred că știe doamna Lucica. Am avut o discuție constructivă cu mama. Noi am avut o discuție că unele lucruri nu trebuie duse atât de mult la extrem, pentru că sunt lucruri în viață mult mai grave decât... N-ai vrea să-ți spui ție chestia asta? Ba da. Ție să-ți spui, nu doamna Lucica. Da, mi-o doamna Lucica era o mamă rănită, punct. O mamă care a fost jignită. În anumite puncte de vedere și în momentul în care... Tu cu ce ai fost rănită? Ia să vedem, stai puțin. Strict în conflictul ăsta al vostru de familie. Mi s-a părut că este o jignire la adresa mea atunci, ce? În moment, în live. Ce anume? Faptul că au zis că sunt secretoasă și că prietenii... Da, iartă-mă că îți spun, nu este o jignire să spui despre om că e secretos. Păi nu, dar eu știam adevărul și realitatea, pentru că eu am fost acolo. Adevărul și realitatea ta. Bunica așa a perceput realitatea, că tu ai fost secretoasă. Ei așa n-a perceput-o corect. Asta ne-a deranjat. Asta ne-a deranjat, că n-a perceput-o corect. Nu a fost, tu nu știi, tu nu ai fost acolo. Păi a spus tata, a intrat tata și a vorbit și el a spus că da, de... tata, săracul, s-a speriat așa de faza... tare de ce s-a întâmplat, încât a intrat și a calmat lucrurile. Dar bunica a continuat în discuția cu mama de duminică. Da, e mai dificilă ea. Eu invit pe bunica aici. Eu invit pe bunica aici. Eu simt nevoia să am o discuție cu bunica. Pentru că eu am să... Nu am... Eu am să... Starea e ziua mea azi. Lasă-mă. Eu am senzația că, de fapt, singurul om care te strunește în familia aia e bunica. Nici măcar. Deci, doamna bunica, cum o cheam pe bunica? Paula. Doamna Paula. Sunteți invitata mea în casa Mireasa. Nu acum, stai liniștit, nu, așteptai să intre pe urmă. Da, eu simt nevoia să am o discuție cu bunica, pentru că Liviu... Dar eu nu mai am chef de discuțiile astea să dăm curs, să continuăm la tâmpenile astea. Eu nu am chef să ascult. Da, nu, am venit aici să ne facem. Eu am venit cu un alt scop. N-am venit cu toată familia după mine să spăl rufele în public la televizor. Ascultă-mă. Serios acum. Vă rog din suflet. Bogdana, ascultați-mă. Nu este despre ce aveți voi. Nu este despre... Bogdana? Nu, Bogdana? Dar mi se pare că iar ne pune. Bogdana? Degeaba. Spuneți, vă rog, doamna Simona. Vorbește. Spuneți, vă rog. Ei, despre asta e vorba, Bogdana. Despre faptul că nu știi să taci atunci când trebuie să taci. Nu poți să taci. Nu poți să taci? Da. Ia mai fă un efort, poate poți să taci. Nu mai vorbește. Vorbim despre niște oameni în familia cărora tu o să intri. Da, da, eu nu mă nu duc e normal ca tu, Bogdana, să ai o discuție francă cu ei, să te uiți. Băi, tu vorbești și peste mine, mă. Nu mai vorbesc, nu mai mi-au apărarea, o să tac din gură. Dar nu te atacă nimeni, stai puțin. Nu te atacă nimeni, eu încerc să-ți spun ceva. Tu nici măcar nu mă asculți. Noi nu mai vrem să mai facem tam-tam pe tot subiectul ăsta. Dar nu este despre ce vreți voi. Păi despre noi. Și automat, despre viața noastră. Despre viața noastră. Nu vreau să mai băge absolut nimeni. Este despre viața voastră și despre ce faceți bine și ce nu faceți bine. Dacă știm ce nu facem bine. Știm ce nu facem bine. Nu pare că tot respectul, știm ce nu facem bine și o să încercăm să remediem și vom reuși cu siguranță. Dar nu prin chestii de astea, că vine... Te frică de bunica. N-am 5 ani ca să-mi vină cineva să-mi facă dirigenție. Nu am 5 ani să vină cineva să-mi facă dirigenție. Discuțiile s-au terminat și sper să rămână încheiate, pentru că noi suntem bine. E mai autoritar așa și de nu vrea ca să... Nu, dar deja e prea mult. Prea mult, s-a terminat situația, noi suntem bine, Bogdana cu mama se înțeleg, se iubesc, eu la fel, ne iubim toți. Da. Mie nu mi se pare că bunica e bine. A fost discuția de duminică. Dar voi puteți să înțelegeți. A, azi marți e bine. Duminică era rău, azi... Toți oamenii care nu sunt bine, haide să vină la mine să se facă bine. Liviu, dar voi, tu Liviu și tu Bogdana, voi puteți să înțelegeți că lumea e un pic și dincolo de Bogdana și Liviu? Da, păi, dar noi vrem să fim lăsați în pace, să nu mai vină nimeni cu niște chestii. Nu am nevoie de explicațiile, neapărat să-mi explice. Eu înțeleg că nu e bine bunica mea, pentru că s-a nemulțumit din cauza cum am comportat eu cu mama. Eu pot să înțeleg chestiile astea, știu că am greșit, dar mai mult de atât să oprim subiectul, pentru că deja lucrurile s-au rezolvat de sâmbătă, adică e marți. Nu mai are rost să mai deschidem subiectul ăsta. E totul chiar ok. Noi suntem bine. V-am spus, am primit scrisori de încurajare de la prietenii noștri care au cunoscut-o și pe Bogdana și sunt toți foarte mulțumiți. Nu. Bunica mea a interpretat chestia aia într-un mod
Așa i s-a părut ei și de acolo a pornit totul. Sper că a înțeles adevărul că nici Bogdana nu știa, până la momentul intrării ei în casă, nu știa de subiectul care s-a dat, pentru că ea aici a aflat în direct cu poliția și cu toate alea. Și asta a fost. Deci asta e partea cu secretoasă. Nu stă în picioare și... Bunica a fost deranjată pentru că tu ai făcut o bătrână și totodată că nu prea știe ce vorbește și doare rău. Ea a vorbit în necunoștință de cauză, asta vreau să spun. Nu am jignit-o, nu e... Liviu, voi sunteți un lanț dintr-o generație. Oricât ați vrea voi să spuneți că e doar despre voi, niciodată nu e doar despre Știu, voi. Nu ne dezicem de familie niciodată, nici de a mea, nici de a ei. Lasă-mă să opresc subiectul. Doamna Paula, vă aștept.